În primul rând, taurul se focusează foarte mult în această săptămână pe trecut. Da? Este o săptămână în care fie vreo veche poveste de iubire bate pe la ușă, fie pentru taur este și o săptămână în care reușești să-ți vindeci o problemă de suflet. Da? Însă unii e posibil să aflați și niște secrete, să aflați niște lucruri care să vă determine să reacționați într-un mod extraordinar de ciudat, adică nici voi nu vă imaginați cum ați putea să reacționați, nici voi nu vă imaginați ce anume ați putea să faceți, da, în toată situația asta. Zic eu că taurul își poate conștientiza adevărata valoare și atunci de aici lucrurile stau cum stau, da? Conștientizându-ți valoarea, e posibil să te impui, e posibil să reacționezi diferit. Tot săptămâna aceasta, taurul găsește o soluție din casă.